Tuturor, scot în mangas la un episod pe canal. În acest episod o să vă arăt iepuri. Mi-am luat astăzi niște iepuri. O să vă arăt, mi-am luat o pereche de iepuri. Și hai să începe episodul, dați fac un like și un subscribe. Să-i dăm drumul. Ok, am revenit. Aici să țin eu. Astea le-am făcut aici o cușcă. Cu rapis le-am pus niște pești pe deasupra. Ușa o am pe aici pe deasupra. Și mai am o ușă aici. Uitați, asta este iepuraica. I-am aruncat niște apă, acolo are apă, mâncare, aici puțină iarbă. Uitați iepuraica, foarte, foarte frumoasă. Ia uitați-o. Ia uitați ce frumoasă e. Mâncă iarbă. Uitați și iepuroiul. Uitați, aici are apă, acolo are și el mâncare și puțină iarbă. Este. Sunt frumos amândoi, am despărțit aici cu niște de-asta. Am despărțit că asta trebuie să fete. Am luat-o cu pui în burtă. Peste două spline cam așa trebuie să fete. Uitați iepurele. Frumos este. Uitați. Uitați să mai arăt mai de aici așa. Uitați. Mâncă iarbă iepuroica. Aici are niște plăci. Dacă începe ploaia, că bate vântul. Uitați aici ușa. Mâine trebuie să le fac curat. Mâine sau poi mâine, luni sau marți. Cred că o să le fac marți curat. Uitați-o. Uitați iepuroica aici. Este super, super mare și frumos. Ok. Am arăt și iepuroica. Care mănâncă. Și ușa este puțin murdară. N-are nimic. Foarte, foarte frumos. O să mai iau și doi porumbei. Porumbițe, două porumbițe. Că atât mi-am nevoie. Uitați-l, mănâncă și ăsta. Foarte, foarte frumos. Uitați-i, super, super frumos. Da, cam asta vă o să vă arăt. Doar că mi-am achiziționat niște iepuri. Foarte, foarte frumoși. Cât de mult am vrut să-mi iau niște iepuri. Sunt super, super frumoși. La găini nu mai am avut unde să-i pun, nu mai am avut loc. Aveam un loc, dar ocupa locul degeaba. Cunoseasă rațele, dacă mai mari, și găinile nu o să am loc deloc. Aici are ușa. O să vă arăt eu mâine, când o să dau jos. Că ziua dau jos, ia uitați iepuraica, ia uitați-o. Scarpina, uitați-o. Uitați-o. O, să mă muște. Nu mușcă, iepura mă zice că e mâncare. Uitați ce iepuraica. Da, cam asta a fost cu acest episod. Eu am vrut doar să vă arăt iepurii. Eu am fost Cătălin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!